Bună oameni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Mihaela și astăzi urmează să vă prezint următoarea și ultima parte din gândire și anume finalitatea gândirii. De ce gândim de fapt oare? Ei bine, cu toate că nu fac de obicei acest lucru, dar îmi place foarte mult să recomand cărți. Chiar am filmat acum ceva timp un videoclip despre cărți citite în 2020, dar nu l-am postat pe celălalt canal și l-am șters pentru că am considerat că e mult prea banal și nu mi-a plăcut, dar totuși o să vin aici cu niște recomandări de cărți pentru voi. În prima fază o să vă recomand cartea lui Mark Manson, Arta subtilă a nepăsării. Am văzut că are foarte multe recenzii negative și nu înțeleg de ce, bine, foarte multe, destul de multe recenzii negative, dar cred eu că acest lucru se întâmplă datorită faptului că piața de dezvoltare personală abundă efectiv de cărți de psihologie, mă rog, psihologie între ghilimele, pozitivă, arta de a fi doar un zâmbet și problemele sunt nașpa și așa mai departe. Iar el vine, Mark Manson, vine cu o teorie mult mai bună din punctul meu de vedere și anume o teorie în care exprimă faptul că problemele sunt bune, problemele te ajută să crești, viața nu trebuie să fie doar roz, e bine ca uneori să mai existe nori pe cerul vieții tale și să te bucuri de acești nori care există. De asemenea, este o carte foarte recentă, nu știu exact în ce an a fost scrisă, cred acum 2-3 ani oricum. Vă recomand și canalul său de YouTube, dacă nu aveți timp sau chef sau energie să citiți cartea, și blogul său pe care o să le las în descriere. Dar acum hai să trecem la videoclipul nostru de astăzi și anume la finalitatea gândirii. Gândirea noastră are două scopuri majore și anume să înțelegem și să rezolvăm probleme. Hai să le luăm pe rând totuși. Începem cu înțelegerea, pentru că trebuie să pornim de la un anumit nivel de înțelegere, după cum am zis. În definiția înțelegerii, spunem că este o formă de manifestare a gândirii, fiind latura ei funcțională permanentă. Este pusă în funcțiune în permanență, da? Gândirea noastră în permanență încearcă să înțeleagă lucrurile din jur, încearcă să, prin procesarea sa, încearcă să ne facă pe noi să înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru pentru a putea să ne adaptăm la mediul înconjurător și la situațiile, situațiile din mediul nostru. Prin înțelegere se face decodificarea semantică, da? Informațiile acelea care pătrund în mintea noastră sunt decodificate, da? Adică oamenii vorbesc cu noi, cuvinte, noi le primim, le decodificăm prin înțelegere, da? Cum le decodificăm și le înțelegem? Prin raportarea la ceea ce avem deja stocat în memorie, da? În general, avem nevoie totuși și de niște informații deja înmagazinate acolo, care s-au format la început prin experiență, după cum am zis în lecția trecută, prin conceptele acele empirice, prin importanța pe care au avut-o părinții noștri care ne-au învățat una și alta, prin faptul că ne-au arătat diverse lucruri, că au vorbit în permanență cu noi, că au făcut legătura între obiectele din jurul nostru și ceea ce vorbeau ei. Foarte important acest aspect și o să punctez de fiecare dată. Dacă ești părinte și te uiți la acest videoclip din întâmplare, nu știu mai putea ajunge aici, dar mă rog, ideea este că trebuie să vorbiți în permanență cu copiii. Orice se întâmplă, vorbiți cu ei. Pentru că doar așa ei vor putea să înțeleagă lucrurile din jur și să poată să facă această decodificare semantică. Dacă nu avem în fondul nostru de cunoștințe niște elemente prin care noi să decodificăm ceea ce primim, atunci avem un problem, pentru că nu putem să înțelegem. Se realizează un decuplaj informațional. Nu reușesc să pornesc din punctul ăsta și să ajung la finalitate. Omul ăsta vorbește cu mine în chineză, iar eu nu știu chineză, eu știu doar română. Asta se întâmplă atunci când eu nu am fond suficient de cunoștințe pentru a putea să decodific informația. Adică să înțeleg. De ce trebuie să înțelegem anumite lucruri? Pentru a face eventual o simplă identificare. Da, trebuie să identificăm un obiect. Dacă nu înțeleg ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce văd în jurul meu, nu pot să identific obiectul. Dacă eu nu am mai văzut obiectul respectiv sau nu știu nimic despre el, nu pot să-l identific. Dar trebuie să fac o simplă, dacă vreau să fac o simplă identificare, de exemplu, vreau să găsesc aici în fața mea patul, dacă nu știu ce la pat, nu pot să-l identific. Deci fac o simplă identificare. Pot să fac o simplă identificare prin înțelegere sau să găsesc cauzele care au stat la baza unui anumit comportament sau anumitei situații care s-a întâmplat acum. De exemplu, ca să găsesc aceste cauze, trebuie să fac legături între elementele din trecut, să găsesc variabile care au influențat asupra momentului prezent și așa mai departe. Sau să înțeleg cum funcționează un anumit mecanism, da? Să înțeleg principiul de funcționare al diverselor lucruri, cum încercăm noi acum să înțelegem principiile de funcționare ale gândirii. Ori să surprindem niște corelații, da? Adică niște legături între niște idei și niște fenomene, da? Corelații înseamnă legături.
stabilirea de legături. Da? Atenție! Legăturile nu înseamnă neapărat cauzalitate. Dacă există niște legături între două elemente, nu înseamnă că una dintre ele 100% este o cauză pentru cealaltă. Poate fi o cauză externă acestei legături. Bun, acestea sunt sarcinile sau rolurile înțelegerii. De asta înțelegem noi diverse lucruri. Avem mai multe mecanisme ale înțelegerii. În primul rând avem cuplajul informațional. După care avem asocierea și analogia. Hai să vorbim puțin despre cuplajul acesta informațional. În manualul vostru, unii dintre voi aveți de fapt manualul acesta lui Zlate, are această imagine acolo, surprinsă. Ei bine, el încearcă să spună că pentru a avea înțelegere trebuie să existe acest cuplaj informațional, să se cupleze practic informația pe care eu am deja în memorie cu informația nouă primită. Dacă cuplajul informațional se realizează, atunci am parte de înțelegere. Dacă cuplajul informațional este incomplet, adică eu primesc și informații pe care le înțeleg, dar și informații pe care nu prea le înțeleg, atunci înțelegerea este parțială. De exemplu, cum mi se întâmplă mie la engleză. Eu cunosc, de exemplu, mă uit la un film, de obicei mă uit cu subtitrare în engleză și înțeleg 80% din cuvinte. Dar asta nu înseamnă că am un cuplaj informațional complet, doar pentru că înțeleg 80% din cuvinte sau 90% din cuvinte. Mai există alte 10% din cuvinte care mă pot determina pe mine să nu înțeleg complet sensul lucrurilor comunicate acolo. După care am ultimul cuplaj absent, da? Asta este informația care vine și asta este informația mea. Nu am nicio legătură una cu alta și atunci nu pot să am înțelegere. Nu, eu vorbesc română și aici vine cineva și vorbește în franceză. Am făcut franceză la școală, am și o babă de franceză, deci cuplajul informațional este absolut inexistent. Acesta este cuplajul informațional, da? Ca să pot să am înțelegere, trebuie să existe, să se lipească practic informația veche de cea nouă. Să poată exista un corespondent în buzunărașele minții mele care se poată lipi informația nouă, ca să poată fi decodificată. După care avem următorul mecanism și anume asocierea. Acest mecanism pune în relație cunoștințele stocate în memorie cu situația prezentă și avansează niște ipoteze. Practic, asociez o situație din trecut care e foarte asemănătoare cu una din prezent și încerc să înțeleg pe aceasta din prezent prin prisma aceleia din trecut pe care eu deja am înțeles-o. Se folosește de comparații, clasificări, categorizări. Comparații, clasificări, categorizări, dar se folosește și de operațiile gândirii. Avem și un principiu al asocierii care spune că dacă două evenimente se produc în același timp, atunci fiecare dintre ele, când ajunge din nou în conștiință, are tendința de a o aduce și pe cealaltă. Această asociere se realizează fie prin contrast, da? Fie cele două sunt extrem de diferite, la poli opuși, fie prin asemănare, da? Adică sunt foarte asemănătoare, s-au întâmplat în același fel, în aceeași manieră, fie după coexistența spațială și succesiunea temporală, adică s-au întâmplat în același spațiu și eventual unul după altul, în aceeași perioadă de timp. Bun, acesta este mecanismul asocierii. Asociez două evenimente și înțeleg un eveniment prin prisma celuilalt, fie datorită faptului că erau foarte asemănătoare, fie că erau foarte diferite, fie pentru că s-au întâmplat în același timp, în același loc. Da? Bun, asta este mecanismul asocierii, după care avem analogia. Analogia pune în relație un lucru cu un alt lucru, da? Adică, de exemplu, ca să pot să înțeleg ceva abstract, mă gândesc la ceva concret, da? Se folosește foarte mult, cred că, de concretizare, analogia. De exemplu, ca să pot să înțeleg atenția, mă gândesc la un proiector de lumină pe o scenă. Îmi permite mie să văd mai clar ceea ce se întâmplă acolo unde m-am focalizat decât ceea ce se întâmplă la periferie. De asemenea, memoria pot să o înțeleg prin analogie cu o bibliotecă. Și în memorie stochez lucruri la fel ca într-o bibliotecă. Bine, diferența este totuși că memoria mea are capacitatea de a fi activă și anume să arunce din depozitul acela niște elemente dacă ele și-au pierdut actualitatea sau nu au fost folosite, lucruri care nu se întâmplă neapărat într-o bibliotecă. Prin analogie putem înțelege ceva nefamiliar în relație cu ceva cu care ne-am familiarizat deja. Da, deci bibliotecă, memorie. Biblioteca am mai văzut-o, memoria nu am mai văzut, de asemenea memoria e abstractă și atunci încercăm să concretizăm.
Știu că asocierea și analogia sunt extrem de asemănătoare, dar nu cred că neapărat vă trebuie lucrurile astea. În general, la BAC se pune accent pe operațiile gândirii și pe noțiuni. Da? Noțiuni, concepte, să știți ce înseamnă noțiunea, la ce nivel de abstractizare se află, la ce nivel de concretizare și așa mai departe. Bun, de asemenea, aici mai avem și tipuri de înțelegere. Două tipuri de înțelegere avem, înțelegere discursivă și înțelegere spontană. Înțelegerea spontană se realizează spontan, după cum îi spune și numele, da? Adică nu am nevoie de un demers în spate, de analizare, de disecarea situației respective, nu. Ci se întâmplă pur și simplu acolo pe loc. Bine, poate analiza este mult mai rapidă. Există o analiză, cu siguranță, dar e una foarte rapidă, datele problemei probabil sunt destul de simple și atunci se ajunge foarte ușor la un rezultat. Poate și datorită faptului că există deja o automatizare a operațiilor gândirii, da? Poate operațiile alea s-au mai realizat într-o situație anterioară, de exemplu, cum am vorbit despre asociere, și atunci e mai ușor să înțelegi faptul respectiv. De asemenea, avem și decodificarea discursivă, sau înțelegerea discursivă, sau latentă, înseamnă același lucru, înseamnă că se întâmplă în timp. Fie problema este destul de complicată, fie nu m-am mai întâlnit cu ea. De obicei, în cazul problemelor mai complicate, se realizează treptat, se analizează mai multe variante, necesită eforturi conștiente, dar la cea spontană, pur și simplu, înțelegi pe loc acolo ce se întâmplă fără să conștientizezi foarte mult că ai nevoie să înțelegi lucrul respectiv. Pe când la aceasta, la cea discursivă, necesită aportul conștiinței. Se decodifică treptat pe bucăți, elemente, astfel încât la un moment dat să se ajungă la decodificarea completă a obiectului, astfel încât el să poată fi asimilat sau înțeles. Da? Deci, înțelegere spontană și înțelegere discursivă. Bun, și cu asta am înțeles înțelegerea. Bun, trecem mai departe la rezolvarea de probleme. Pentru a înțelege rezolvarea de probleme, trebuie să vedem ce e problema, de fapt. Problema este definită ca un obstacol cognitiv, da? Adică ceva ce îmi stă mie în calea înțelegerii. Nu pot să înțeleg datorită faptului că am acest obstacol în față. Subiectul de obicei nu are un repertoriu suficient de răspunsuri sau de cunoștințe pentru a rezolva problema. Rezolvarea de probleme fiind domeniul de grație al gândirii, da, la asta se pricepe ea cel mai bine, la rezolvarea de probleme. De asta și gândim, ca să putem să ne rezolvăm problemele zilnice. Pentru a putea rezolva o problemă, trebuie să ne organizăm. Asta înseamnă că ne folosim de procesul de voință, da? Voința este cea care mă aștept pe mine să mă organizez. Și atunci, trebuie să stabilesc datele problemei și scopul problemei. Deci, în prima instanță, trebuie să fixăm scopul, și anume, care este finalitatea, ce îmi doresc să realizez, care este rezolvarea ideală a problemei acesteia. Bun, odată ce am fixat rezultatul, trebuie să-mi pun problema, da? Să văd ce știu și ce nu știu. Asta înseamnă, practic, să o simplific cumva. Să dau la o parte toate datele neesențiale, da, cu ajutorul abstractizării, și să înțeleg tot ceea ce știu până la punctul acesta și cum ar ajuta ceea ce știu să pot să rezolv problema. Este esențial să ne dăm seama de cât mai multe elemente pe care le cunoaștem, pentru că o problemă bine formulată este o problemă pe jumătate rezolvată. Da? Avem nevoie să știm care sunt cunoscutele noastre în prima fază, da, în punerea problemei. După care, a doua fază reprezintă avansarea ipotezelor. Adică în faza asta îmi dau seama care ar putea fi strategiile pe care le-aș putea folosi pentru a rezolva problema. Bun, dacă eu știu lucrurile astea, atunci ia să vedem care ar fi variantele de rezolvare. Asta, asta, asta. Practic, în această etapă îmi dau seama cum pot să rezolv problema. Avansez niște ipoteze de rezolvare și aleg o strategie. Dacă am o problemă slab definită, aleg o strategie euristică. Dacă am o problemă bine definită, atunci aleg o strategie algoritmică, dar o să ajungem și la ele un pic mai târziu. În această etapă construiesc planul de rezolvare, da? Care sunt etapele, cum îmi doresc să rezolv. A treia etapă este execuția, adică pun în practică varianta pe care am ales-o și văd exact ce se întâmplă. Iar în partea a patra, bineînțeles, verific să văd dacă scopul pe care mi l-am fixat, adică felul în care voiam în mod ideal să-mi rezolv problema, seamănă sau este identic cu
cel pe care l-am obținut. Dacă nu și nu sunt mulțumită de rezultatul rezolvării problemei mele, atunci trebuie să iau de la capăt demersul rezolutiv. Acestea sunt fazele generale ale rezolvării de probleme, da? Îmi pun problema, îmi avansez niște ipoteze, le execut și apoi verific. Dacă nu este ok, atunci reiau demersul rezolutiv. Iar nu în ultimă instanță, vreau să vorbim, am vorbit totuși la avansarea ipotezelor, despre niște strategii. Hai să vedem despre acele strategii ce putem să aflăm. Strategiile sunt de două tipuri, strategii algoritmice și strategii euristice. În prima instanță, strategiile algoritmice. Aceste strategii se folosesc în cazul problemelor foarte bine definite, în care știu foarte clar ce știu și ce nu știu. În general, în cazul problemelor de matematică, fizică, chimie, școlare, da? Acestea sunt destul de bine definite, au niște formule gata puse la dispoziție astfel încât tu doar să le folosești, să aplici principiul și să ajungi la rezultatul unic la care se poate ajunge. De aceea se numesc algoritmice, da, algoritmi. Se merge pe o cărare bine bătătorit și spunem că este un stil de rezolvare reproductiv, da, reproduc niște pași. Nu este nimic creativ aici și există o convergență deplină între problemă, mijloace de rezolvare și soluție, da? Toate se întâlnesc într-un punct. Lucru care nu se întâmplă în cazul strategiei euristice. Acolo lucrurile stau diferit. Există divergențe, da? Între problemă, mijloace și soluție. Nu se întâlnesc într-un punct ca în cazul celei algoritmice. În cazul celei euristice se merge din aproape în aproape. Încerc, greșesc, la capăt, încerc din nou și așa mai departe. În cazul strategiei euristice, folosesc foarte mult imaginația. Da, este un stil de rezolvare inovativ, original, în care mă folosesc de creativitatea mea pentru a găsi soluții cât mai fiabile, dar și creative, astfel încât să ajung la rezultatul dorit. Se merge din aproape în aproape, din încercare-eroare la un rezultat. E important să știți totuși că toate strategiile algoritmice au fost realizate prin strategii euristice, adică ca să pot să ajung la algoritmi, mai întâi am mers din aproape în aproape, am greșit, am luat-o de la capăt și așa mai departe și apoi am realizat formula, da? Deci la baza strategiilor algoritmice au stat strategiile euristice. Acestea se folosesc în cazul problemelor slab definite, da? Nu știu, poate datele problemei, mai scapă unele dintre ele și atunci va trebui să aduni singur de pe drum tot ce consider că ar fi important pentru rezolvarea problemei. Pentru că am spus că este un demers creativ, nu întotdeauna ajungem atunci la o soluție pe loc, ci știți că demersul creativ are și el niște faze, destul de asemănătoare cu fazele punerii problemei, doar că rezolvarea apare ca un click, da? Ca un fel de revelație, da? Poate apărea oricând, și în somn, și când dai cu mătura, și oricând, da? Asta este partea interesantă la rezolvarea de tip euristic. Ideea e că noi folosim, în general, strategiile euristice atunci când ne rezolvăm problemele zilnice. Pentru că nu avem niște pași bine stabiliți pentru a ne rezolva problemele, da? Bun, cam asta este strategia euristică, algoritmică și rezolvarea de probleme. Sper că a fost ușor și că o să înțelegeți altfel gândirea după aceste lecții pe care le-am susținut pe YouTube pentru voi. Vă doresc succes tuturor celor care dați bacul sau aveți examene la fundamentele psihologiei. Sper că vă sunt utile videoclipurile și nu uitați, dacă totuși vă sunt utile, să vă abonați canalului și să distribuiți acest videoclip pe grupurile voastre de studiu. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi plăcută în continuare. Pa, pa!